găsit, stimați telespectatori! Suntem din nou împreună în cadrul unei noi ediții a ciclului Comori ale Ortodoxiei pe postul Trinitas TV al Patriarhiei Române. Astăzi am poposit la o biserică din București, o biserică cu o semnificație istorică aparte, cu o zestre patrimonială cu totul specială, și vă spun dintr-un început că ea poartă un supranume. Este biserica numită a negustorilor, Biserica Negustori. Hramul bisericii este Sfântul Ierarh Nicolae. Biserica Sfântul Nicolae Negustori, poate că este de mulți dintre dumneavoastră oarecum cunoscută, este în momentul de față amplasată în zona centrală a capitalei, în zona vechilor cartiere istorice care gravitau în jurul centrului de odinioară al Bucureștilor, și are ca repere înconjurătoare călăcașuri tot așa parohiale pe Calea Moșilor Biserica cu Sfinți sau cu Sibile, Biserica Mântuleasa, Biserica mai nouă ca dată de zidire Sfântul Mina, dar și în spatele Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, Biserica Răzvan, care este o mărturie a epocii brâncovenești. Suntem într-o zonă așadar istorică pe care o vom evoca și apoi întregul istoric al Sfântului Lăcaș, împreună cu gazda noastră de astăzi, Părintele Alin Hotcoleanu, care este parohul bisericii. Vă mulțumim, Părinte Paroh, pentru primirea la biserica noastră. Ne bucurăm să ne regăsim în cadrul emisiunilor din ciclul Comori ale Ortodoxiei, în care am mai realizat și alte lucruri deosebite, între care frumoasa emisiune despre Sfântul Dimitrie Basarabov, chiar la locul său de proveniență, pe malul drept al Dunării. De data aceasta suntem la Sfinția voastră acasă, în această biserică, pentru care ne bucurăm în mod deosebit să o aflăm într-o haină înfrumusețată și îmbogățită foarte mult în anii din urmă, prin zestra picturii murale despre care vom vorbi, între altele, în continuare. Dar mai întâi să vorbim despre ce începusem eu să evoc mai înainte, despre această zonă, despre mahalaua aceasta, care nu întâmplător s-a numit a negustorilor, pentru că era o zonă foarte intens populată de asemenea orășeni care aveau ocupația negustorească. Așa este. În primul rând, bine ați venit în biserica noastră. Mă bucur că poposiți astăzi în acest locaș. Într-adevăr, suntem în vechea mahala a negustorilor, care se întindea pe vremuri în aceste locuri, aproape de cetatea Bucureștiului, să spunem așa, de centrul istoric, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Și, într-adevăr, în această zonă locuiau acești negustori care, bineînțeles, și-au zidit o biserică. Nu știm când au zidit ei vechea lor biserică. Era o biserică din lemn, de mici dimensiuni față de aceasta pe care o vedem noi astăzi. Însă, într-adevăr, prima atestare documentară este exact la anul 1665, cum a spus Sfinția voastră. A fost menționată într-un manuscris, manuscrisul A545 din Biblioteca Academiei Române menționează, biserica aceasta spune că avea clopotniță și că era din lemn. Ceva mai târziu, în 1671, o altă menționare documentară o numește, chiar așa cum o cunoaștem noi astăzi, Biserica Negustorilor. Însă acea veche biserică din lemn, din păcate, a ars. În anul 1718, în timpul lui Nicolae Mavrocordat, a fost un incendiu care, spun istoricii, că a cuprins o parte din București, o mare parte din oraș, clădirile, casele, multe au ars, și atunci a ars și biserica noastră.
Și atunci negustorii din acea vreme au trebuit să zidească o nouă biserică, de data aceasta o biserică mai mare, o biserică din piatră, din cărămidă, o biserică nouă, o biserică frumoasă, așa cum o vedem noi astăzi. Ar fi de amintit aici că tot vorbeam de supranume, Biserica Negustori, Sfântul Nicolae Negustor sau a Negustorilor, și un supranume pe care îl asocia Nicolae Iorga cu acest locaș, Biserica Rușilor, zicea la un moment dat el că ar putea să fie una și aceeași cu această biserică. Deci era situată într-o zonă care el presupunea că era această comunitate de negustori și din părțile acestea orientale ale răsăritului, din părțile Rusiei, așezați prin București. E interesant de menționat că Nicolae Iorga, de care ați amintit, menționează ctitorii acestei biserici într-o lucrare în care redă inscripțiile din multe biserici din București, inscripții vechi de pe pietrele funerare, și amintește nominal ctitorii acestei biserici, 6 negustori îngropați aici în biserică. Este vorba de Simeon Cupetul, așa îi numește, Cupet, spre deosebire de precupeți. Avem în București o biserică a precupeților, precupeții vechi sau precupeții noi, care se pare că vindeau cu bucata, negustorii făceau un comerț mai angro, cum ați spus, Sfinția voastră. Da. Ei, Simeon, și acesta, Simeon acesta pare să fi fost dintre toți și cel care s-a ocupat în mod special, direct și permanent, cât s-a fost biserica în construcție după 1718, dezidirea bisericii. Adică a fost ceea ce s-ar numi mai târziu în limbajul uzual un antreprenor. Deci n-a fost numai ctitor, că va fi participat și el la la efortul financiar de înălțarea bisericii, dar a fost și conducătorul lucrărilor efectiv. Da, așa este. Și alături de el sunt menționați și ceilalți ctitori: Radu Piteșteanul, îngropat și el în biserică, Stoica Abagiul, Accente Capitanul, Iane Logofătul, toți aceștia îngropați în biserică. Aș mai remarca un lucru, dacă mă îngăduiți, că mi-a atras atenția în momentul când parcurgeam materiale referitoare la trecutul acestei biserici înainte de filmare. Avem pisania bisericii de atunci, textul ei. Așa este. Pisania s-a păstrat în pridvorul bisericii. Este în limba română cu caractere chirilice. Așa. Și glăsuiește așa pisania. Deci, o să vedeți de ce chiar cred că merită evocat textul propriu-zis al pisaniei. Sfânta și dumnezeiască biserica aceasta se prăznuiește hramul Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, fost sau mai înainte vreme făcută din lemn și întâmplându-se de ars târgul și venind focul și pe aici, a ars și biserica. Leat 7226, adică 1718, cum ați menționat, Sfinția voastră. Și în urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu și din mila a mulți creștini, aici să fim atenți la formularea aceasta, din mila a mulți creștini s-a făcut de piatră, după cum se vede, ca să fie a celor care au miluit spre sufletească mântuire și de veșnică pomenire în zilele Măriei sale Nicolae Voievod, e vorba de Nicolae Mavrocordat, leat 7234-1726. Ce aș dori eu să subliniez aici este de faptul, pe de o parte, că a fost pe lângă acești negustori pe care i-ați evocat, probabil că au mai contribuit cu sume mai... Da, mai sunt și alți ctitori. Și alții, și faptul că pisania nu i-a menționat pe toți, pentru că, nu știu, suntem undeva la granița dintre perioada medievală în care numai domnitorul și marii boieri erau menționați în pisanie și secolul acesta al XVIII-lea, când se produce o deschidere, apar aceste ctitorii și în zona mai de sub deal, de sub munte, moșnenești, în care obștile de moșneni și bărnașii mai mici și, mă rog, în alte părți, răzeșii prin Moldova, așa, au început să ridice și ei lăcașuri de cult. Deci este o, să zicem așa, o smerenie a lor în faza asta,
în care nu sunt menționați. Nu au ținut în mod special. Scopul lor a fost acesta, numai de a ridica lăcașul, care au miluit spre sufletească mântuire și de veșnică pomenire, ca să fie celor care au miluit spre... Ei sunt menționați cu numele, aceștia pe care i-am enumerat, la proscomidiar. Tot sculptat în piatră, cu caractere deci, acolo, chirilice. Da, unde e un loc mai intim și care aparține rugăciunii preotului. Și spune, într-adevăr, că și alții împreună cu ei. Adică nu sunt numai acești șase, ci sunt și alți ctitori, care nu sunt menționați. Putem să și menționăm câteva lucruri privitoare la construcție, pentru că ea, în datele, nu numai esențiale, dar chiar și de detaliu, în momentul de față, păstrează amprenta acestei construcții de la 1700, de sigur, după 1700. Sigur, mici modificări care au de pildă survenit este ulterior. Brâu median, care aparține tradiției bisericilor muntenești, este acest pronaos ușor supralărgit care apare la unele dintre bisericile mai deosebite, mai mari. Trebuie menționat faptul că între naos și pronaos era un perete dispărțitor, un timpan sprijinit pe patru coloane. Aceea era faza de tranziție de la zidul mai vechi, care separa pronaosul de naos, la înlăturarea mai târziu, mai spre secolul XIX, separații dintre și a coloanelor acestea, da, pentru a lărgi spațiul interior. Acela nu-l mai avem, a fost înlăturat când s-a renovat biserica. În urma unui cutremur, biserica a suferit, turla principală a căzut și cel care a renovat-o a fost marele ag Manuel Serghiadi în anii 1838. Și el este înmormântat aici în pridvorul bisericii, piatra funerară se poate vedea și astăzi, tot cu caractere chirilice. Marele ag Manuel Serghiadi este socotit al doilea ctitor al bisericii noastre, cel care a renovat-o. El era și epitropul Bisericii Domnița Bălașa din București. Deci un personaj de vază în zona aceasta centrală a Bucureștiului. Mai vreau să spun în legătură cu arhitectura lăcașului din această primă perioadă a zidirii că avem de-a face aici cu un naos pătrat, cu niște arce semicirculare simetrice spre naos, dar și aici pe lateral, nord și sud, că iarăși sistemul de boltire al naosului este foarte echilibrat, este tot prin aceste semicalote ale absidei principale, absida altarului și absidele laterale, patru arce care se sprijină pe niște stâlpi puternici la colțuri, deci sistemul totul de fiind din cărămidă. Da, zi. Da, și sistemul de tot sistemul de construcție de elevație este foarte echilibrat, nu e agitat într-un mod oarecare, deși, mă rog, vădește știința construcției la meșterii aceștia, era toată experiența epocii brâncovenești care își spune cuvântul aici. Și mai este ceva de menționat, faptul că biserica, din câte ne mărturisește documentația ei, mă rog, știrile, izvoarele, a avut de la început, în faza aceasta, de 1720, așa, a avut acest turn clopotniță pe care îl are până astăzi pe pronaos, cu accesul pe aici, în dreptul acestei uși la care ne aflăm noi acum, este zidită. Care acum, e zidită, da. Așa, era foarte frecvent în epocă acest accesoriu arhitectural, o scară exterioară adosată pe peretele de nord. Cam întotdeauna era acolo, dacă nu cumva, în alte cazuri mai rare, dar sunt și acestea frecvente, se făcea în grosimea zidului. Fie pe latura de nord, fie pe latura de vest, această scară. Aici era o scară circulară care urca prin acest turn adosat pe laturii de nord a bisericii, în acest turn clopotniță, înăuntru fiind de fapt o calotă, în care și acum se vede, este pictura Maicii Domnului orantă cu pruncul. Nu avea așadar turla de pe naos, inițial. Biserica. Deci ea a avut tot o calotă ca aceasta de pe pronaos.
S-a întâmplat însă ca ea să capete Turla și Penaua, sunt o împrejurare pe care o putem evoca acum. Cel cu tremur care a afectat multe biserici din București, fiind necesară renovarea ei în anul 1838, cum am spus, de către Manuel Sergiadi. Așa. Deci suntem în câteva etape. Practic secolul al XVIII-lea și începutul secolului XIX nu au adus modificări fundamentale nici din punctul de vedere al arhitecturii și nici din punctul de vedere al picturii. Biserica a rămas așa până la această renovare de la 1838-39. Dar ceva mai târziu apar în a doua jumătate a secolului XIX două etape semnificative. Sigur, intervenții mai mari. Prima, în 1867, când se schimbă acoperișul din șindrilă cu unul de tablă din import, cu tinichea, și mai târziu, în anii 1888, cel care devine iarăși ctitor al bisericii, este primarul capitalei de atunci, Pache Protopopescu. Pache Protopopescu avea același nume cu Manuel Sergiade, nu știu dacă e o coincidență. Emanuel Pache Protopopescu, dar același sigur nume îl așa. El s-a născut în curtea acestei biserici. Tatăl lui a fost preot slujitor la această biserică, apoi a devenit protopop al capitalei. Petru, și slujitor la Biserica Sfântul Gheorghe, se pare, apoi, însă Pache Protopopescu s-a născut în curtea acestei biserici, în casa parohială care era pe vremea aceea, în anul 1845, când s-a născut, și a învățat la liceul Nicolae Crețulescu, școala comercială de aici, vis-a-vis de biserică, a fost da, direct. Un reper foarte important, da, pe care merită să-l amintim insistent. A deci fost profesor și director al acestei școli, Școala Superioară de Comerț Nicolae Crețulescu, până în anul 1888, când a fost ales primar al capitalei. Știm că 3 ani de zile a fost primar, dar în acești 3 ani a avut atât de multe reforme în București, introducerea iluminatului public, lărgirea străzilor, arterelor de circulație, reforme administrative, dar s-a îngrijit și de restaurarea acestor monumente. În primul rând, biserica aceasta negustorilor, pe care a sprijinit-o el cu fondurile primăriei. Cu fondurile, se pare și cu fonduri proprii, da. Așa spun probabil istoricii. Probabil că va fi fost o chestiune legată și sufletește de fiind copilăria lui aici. Da, da. Dar și liceul Crețulescu, iarăși, a fost restaurat tot de Pache Protopopescu cât a fost primar. Pache Protopopescu a angajat un pictor celebru pe vremea aceea, pe Tătărescu, să repicteze biserica, pentru că biserica fusese avariată, biserica fusese probabil înnegrită de fumul lumânărilor, pe vremea aceea nu aveam un iluminat electric, bineînțeles, și starea ei probabil că cerea un asemenea lucru. L-a angajat pe Tătărescu, care a executat o pictură în ulei peste vechea pictură. A acoperit-o practic mai puțin, pridvorul, da. Dar și acolo restaurarea făcută de Pache Protopopescu, adică, mă rog, înrăurită de el, desigur, el a fost principalul element determinant al acestor ample lucrări care s-au făcut atunci, a fost închiderea aceasta cu geam lâc a pridvorului, care se pare că a avut o contribuție totuși destul de semnificativă la păstrarea în bune condiții a picturii din pridvor, în forma aceasta de la începutul secolului XVIII. Atunci a suferit și arhitectonic biserica noastră anumite transformări, pe lângă cea care ați amintit-o, închiderea pridvorului cu geamuri și rame metalice, adăugarea ușilor metalice. Adică, sigur, și deschiderea aceasta dintre naos și pronaos. Deschiderea de care am amintit, ferestrele s-au lărgit, aceste ferestre erau mai înguste și aveau pictura lui Pârvu Mutu. Acum însă ele sunt doar cu aceste decorațiuni din vremea executate de Tătărescu. S-au astupat ferestrele micuțe de deasupra, pentru că ferestrele acestea mari aveau deasupra ferestre mici, le vedem aici în pronaos, care făceau să pătrundă lumina și se putea vedea foarte bine pictura veche a lui Pârvu Mutu în
bolte, în cupolă, în, în toate arcele. Bineînțeles, însă a căpătat o haină nouă, o pictură nouă, care era, să spunem, stilul pe vremea aceea, al epocii, da. La modă, pe vremea aceea, acel stil de influență apuseană. Biserica a mai suferit însă și alte intervenții, alte mici intervenții, să spunem. În 1927 s-a schimbat inicheaua cu o tablă Wolf din Germania. În anii 1942 biserica fusese avariată de cutremurul, din 40. 40, a fost puțin, foarte puțin, a fost încercări de restaurare, câteva mici intervenții, însă cel care a afectat-o foarte mult a fost cutremurul din 1977. Și n-a fost o restaurare, n-au fost lucrări de renovare, de restaurare până în anii 2002, astfel încât, iată, la începutul secolului 21, biserica era într-o stare destul de avansată de degradare. Erau fisuri mari pe pereții bisericii, pe arce, pe arcade, porneau de la ferestre până sus în cupolă. Arcul triunfal care desparte altarul de naosul bisericii era frânt în mai multe locuri, erau pericol de prăbușire, am putea spune. Pe lângă toate acestea, și pictura era deteriorată. Pictura lui Tătărescu, care îmbrăca avea biserica, multe era cracluri, exfolieri. Era deteriorată. Da. Domnul restaurator Andronic Romeo, care a lucrat la restaurarea acestei biserici, ne va spune mai multe despre acest lucru, pentru că eu personal n-am văzut biserica în vremea aceea, cum arăta, nefiind pe atunci preot. Dumnealui însă, bineînțeles, și-o amintește, pentru că el a început restaurarea acestei biserici, el a făcut primii pași până ce a scos-o la lumină atât de frumos cum o vedem astăzi. Deci era nevoie de o restaurare. A început, bineînțeles, o restaurare a zidurilor, pentru că era pericolul de prăbușire, fiind fisuri mari, crăpături mari, se vedea cărămida. Și atunci, în 2002, Constantin Henry Rătescu, enoriaș care locuia aici în apropiere de biserică, a donat o parte din averea sa și împreună cu soția lui au devenit... Simona Mihaela, parcă o chema. Așa, Simona Mihaela, da. Au devenit ctitorii acestei biserici, deci este etape, începând restaurarea bisericii. Ce a reușit în 2002 să facă Constantin Henry Rătescu, prin donațiile sale, să consolideze biserica, pornind de la fundație, foarte important, lucru, până la cota 8 metri, până la baza arcelor și la baza acoperișului, a baza cupolelor. Practic, este vorba zidul de bisericii a fost consolidat. O rezistență sub fundația inițială, așa, legată, da? cu stâlpi și prin interiorul zidurilor, centurii la partea superioară deasupra ferestrelor, care s-a completat ulterior, mă rog, în zona suprafețului. A doua etapă a restaurării bisericii a început în anul 2013, pentru că de la cota 8 metri în sus n-a fost consolidată. Toate arcele și cupolele prezentau fisuri și încă prezentau pericol de prăbușire. Chiar domnul Andronic Romeo, restaurând biserica la aceste arce și cupole, a constatat lucrul acesta. Și atunci s-a asistat oarecum lucrarea de renovare a picturii, de restaurare, pentru a consolida biserica. Începând cu 2013 a continuat lucrarea de la cota 8 metri în sus, o lucrare de consolidare prin podul bisericii, prin care s-au prins în elemente de beton, de fier beton. S-au fac suprabetonări în bolți. Așa. Toate bolțile, susțin, toate cupolele, da, toate au fost asigurate în felul acesta pentru a nu mai fi pericol de prăbușire și, bineînțeles, fisurile acoperite și atunci s-a asigurat
în felul acesta o rezistență a întregului edificiu, inclusiv tavanul, bolțile și cupolele. În acest al doilea popas în lăuntrul Bisericii Sfântul Nicolae Negustori, ne vom opri, stimați telespectatori, în special asupra problemei picturii murale a lăcașului. Este un aspect deosebit de important care a fost pus în evidență odată în plus, mai ales în împrejurările restaurării care a avut loc în ultimii ani, începând din anul 2007, lucrare executată de maestrul Romeo Andronic, pictor restaurator cunoscut, și dumneavoastră ați avut ocazia chiar în cadrul emisiunilor noastre să vă mai întâlniți cu dânsul, de exemplu, la Biserica Crețulescu din București. Vom avea poate ocazia și în alte împrejurări să realizăm discuții în legătură cu lucrările pe care le-a întreprins. Aici, această lucrare de restaurare a avut note cu totul speciale care au dus, ca să nu mai lungim vorba, la o descoperire de senzație. Efectiv, sub pictura executată în vremea primarului Parche Protopopescu, după 1888, de către Gheorghe Tatarescu, a fost descoperit un întreg ansamblu foarte bine păstrat, deci fără lacune semnificative, ale picturii inițiale lăcașului de la 1725-26. Și pentru a evoca atât felul în care s-a făcut această descoperire majoră, importantă, în ce privește arta noastră bisericească veche, deci pentru celelalte aspecte legate de caracteristicile acestei picturi, mă rog, toate lucrurile care, într-adevăr, merită să fie subliniate în timpul pe care l-avem la dispoziție, l-am rugat să ne fie alături chiar pe maestrul Romeo Andronic. Vă mulțumim, maestre, pentru prezența la această emisiune. Spuneți-ne, în primul rând, cum s-a luat această hotărâre. Noi știm foarte bine că, îndeopște, chiar dacă era vorba de o pictură de secolul XIX, a doua jumătate lui Gheorghe Tatarescu, sigur că există o reticență în a proceda la o asemenea decapare pe ample suprafețe. A existat o cercetare, bănuiesc, care a scos în evidență că în multiple puncte ale Sfântului Lăcaș, pictura originală se păstra. Da. Vă pot spune, în primul rând, nici n-a fost nevoie de o cercetare prea amănunțită, pentru că pictura lui Gheorghe Tătărescu a început să se, stratul de pictură în ulei, a început să se exfolieze. Deci a avut preparația... Având o preparație pe bază de ipsos, da, un strat cam gros, după aia din documentație, când s-au făcut un studiu stratigrafic, s-a descoperit o grosime apreciabilă a stratului. Prea gros a fost stratul suport. Nu a fost buciardată suprafața picturii originale, ca în alte cazuri. Adică, să explicăm telespectatorilor care, nu știu, lovită cu ciocanul pentru a prinde, da, noua bordiță, pictură, da, pentru... asta însemna practic să rezulte niște găuri, da, pictura niște găuri, veche, da, care se întâlnesc în alte situații în foarte alte frecvent. Situații, da. Deci aici n-a fost cazul, asta a fost o șansă. Da, în primul rând pentru că a și fost ulei, dar uneori și în cazul uleiului făceau alt strat pe deasupra, o retencuire și apoi pictau cum doreau, în tempera sau... Dar în acest caz, direct pe fresca originală din 1726 a grunduit suprafața și a pictat. Ei, grundul ăla fiind prea și nedegresând fumul, cum trebuie, fumul de pe pictura originală, n-a făcut aderență grozavă. Eu am avut șansa să lucrez pe mai
multe picturi ale lui Gheorghe Tătărescu sau pe mai multe picturi de felul celei de aici, adică pictat de către el pe o frescă, cum a fost și la Crățulescu, de exemplu. Și șansa aici a fost că ea s-a desprins în timp, pe alocuri, așa, și era destul de, din documentație, chiar vă pot recomanda, dacă veți filma câteva cadre din fotografiile de acolo, să vedeți cât de scorojită era pictura, chiar răsucită, așa. Și în se observa culoare peste tot sau că erau zone din astea destul așa cât o palmă. Da, interesant acest caz, acest episod, care v-a fost de altfel un sprijin direct în demersul care... acesta și în argumentarea posibilității de decapare și integrală. Și nu numai în a convinge pe membrii comisiei de la, a componentelor artistice de la Direcția Monumentelor Istorice pentru a aviza favorabil exact ceea ce spuneați dumneavoastră. Să îndepărtez pictura lui Gheorghe Tătărescu. Argumentul era foarte clar că și dânsii ușor observau că există în spate, peste tot, unde era scorojită sau lacunată pictura lui Tătărescu, exista stratul original, se vedea culoarea. Așa. Ei, din cauza asta, așa a început, așa ne-am propus și ca propunere în proiect așa a fost, să o îndepărtăm și așa s-a început activitatea. Până la urmă a rezultat, este și asta o altă observație de mare importanță pentru cazul în speță, s-a ajuns la această descoperire care nu numai că este reliefează un ansamblu întreg pictat așa cum a fost, adică rămas aproape intact de la 1725-26, dar pe de altă parte, având în vedere proporțiile lăcașului, n-am avut ocazia în discuția anterioară să le amintim, este vorba de o lungime a bisericii de peste 27 de metri, o lățime de peste 8 metri la absidele naosului și o înălțime de 11 metri aici la Turlă. La Turlă. Deci este o biserică mare pentru secolul XVIII, începutul secolului XVIII, mai ales o biserică într-o mahala a Bucureștiului. Bisericile, în general, de peste 20, 22-23 de metri, erau biserici mari la vremea aceea. Și asta înseamnă că, în felul în care ați reușit dumneavoastră să decapați acest ansamblu aproape intact, ați ajuns la ceea ce se observă în documentațiile respective, la poate cel mai amplu ca suprafață, da, ansamblu de pictură post-brâncovenească, așa, aparținând, mă rog, aici este o discuție pe care merită să o facem acum, lui Pârvu Mutu sau școlii lui Pârvu Mutu, celor care, zugravii care au executat această pictură. Deci este considerat cel mai amplu ansamblu de pictură post-brâncovenească, sau, mă rog, aparțin de epocii brâncovenești, că epocii, da, brâncovenești aparține această pictură, așa, păstrat integral. Sigur, făcând abstracție de ansamblurile foarte mari, cum ar fi la Hurezi, Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi, da, care este mai amplu, dar vorbim din între bisericile pictate de Pârvu Mutu, poate că are un corespondent cumva, eu știu, la Mamu, care e o biserică mare pictată de el, dar este mai mare biserica de aici, ca suprafață pictată, decât celelalte biserici cantacuzine din Prahova, care mare majoritate, cam toate au fost pictate de Pârvu Mutu și de echipa lui. Deci din județul Prahova, unde aveau cantacuzinii, moșii. Da. Și pe care, așa. Aici fac o paranteză, vine vorba uneori, e și un bine, în sensul că pictura lui, stratul pictural al lui Tătărescu a conservat
În spate acolo a existat pictura originală care ea n-a avut contactul direct cu agenții externi, care se știu că sunt destructive așa în timp. În plus, curățenie. În pridvor s-a păstrat pictura datorită pictura... și geamlăcului adăugat. Aș vrea acum să încercăm o discuție în legătură cu această paternitate a acestei lucrări, până să ne referim la aspecte mai de detaliu, cum sunt cele legate de câteva imagini pe care le-ați lăsat aici ca martor din pictura lui Tătărescu și alte aspecte legate de programul iconografic. Pe de altă parte, însă, în ce privește biografia lui Pârvu Mutu, noi e cazul să reamintim aici telespectatorilor noștri câteva detalii. Ultima biserică pictată de el, cunoscută, unanim acceptată, se știe, dar care, din păcate, nu s-a păstrat până astăzi, pictura lui vorbesc, nu biserica, a fost Sfântul Gheorghe Nou. Foarte aproape de aici, în centrul capitalei, așa, pe la 1706. După aceasta, se mai știe că el s-a mutat în București, în cartierul Bisericii Slobozia, deci un cartier unde se așezau oameni care aveau această înlesnire de slobozire pentru a se așeza în partea dreaptă a Dâmboviței, așa, și acolo și-a întemeiat un atelier bucureștean, unde a lucrat în continuare, folosind și pe ucenicii săi care îl însoțiseră de-a lungul anilor, că a avut o întreagă echipă de ucenici. Ce știm după 1706 și după acest episod cu atelierul, este că la 1718 i-a murit soția, Tudora, se chema, pe care el a și reprezentat-o în câteva biserici împreună cu el, unde și-a pictat și el autoportretul. Da, da, da. Așa. În locuri, sigur, discrete, așezate, așa, cu multă grijă să nu... Dar, efectiv, a fost și mai recent au fost făcute descoperiri în acestea la Bordești, acum mai multe decenii. Dar mai recent, domnul Ion Chiriac a găsit Filipe un asemenea portret al lui la Berca. Sau la Berca. La Berca, da, la Berca. Mănăstirea Berca de astăzi, da. Aici nu este niciun element din acestea de paternitate, deci nu este vreun portret al lui pe undeva. Pe de altă parte, pictarea bisericii se știe sigur că s-a făcut după zidirea ei, deci în 1725-26. Iar noi știm din biografia cunoscută, acreditată a lui Pârvu Mutu, că după moartea soției sale la 1718, el s-a retras la mănăstire, la mănăstirea Mărgineni mai întâi. Și a lăsat averea feciorului mai mare și împreună cu fiul său mai mic s-au retras amândoi la mănăstirea Mărgineni. S-au călugărit, fiul său a ajuns chiar să primească preoția acolo, devenind eromonah, eromonahul Gherasim. Din păcate, n-a trăit decât câțiva ani de zile după acesta, ceva în jur de un deceniu aproximativ, și murind el a primit o a doua mare lovitură, Pârvu Mutu, și atunci s-a retras și mai departe. Mărgineniu era în Prahova, aici era la curtea foștilor Cantacuzin, în zona unde era pictat foarte mult, s-a dus Robaia, mai aproape de locurile sale de Baștină, spre de Câmpul Lung, la Robaia, în județul Argeș, unde a mai trăit de la 1731 până la 1735, ca monahul Pavnutie, așa cum a fost și canonizat el, Pavnutie Zugravul. În anul 2017 a fost canonizat cu data de prăznuire la 7 august. În acest context, într-adevăr, logica analizei faptelor respective spune că nu știm nicio altă lucrare, el n-a mai participat la nicio lucrare să fi pictat după Sfântul Gheorghe și mai ales după moartea soției sale, când era retras la mănăstire. În perioada când s-a pictat aici biserica, el era retras la Mărgineni. De aceea, în ce privește implicarea directă a lui Pârvu Mutu aici, rămâne un semn al întrebării. Dar ceea ce este, cred, esențial este faptul că pictura, prin tot ceea ce ați descoperit dumneavoastră aici, vădește foarte multe afinități cu școala lui Pârvu Mutu. Adică e clar că este vorba de mâna unor ucenici ai lui, dacă cu care a fost... lucrat atâția ani împreună. Dacă nu a fi fost el, sigur au fost ucenici. Da, s-au împărtășit din stilul maestrului
și ajunseseră să picteze într-o unitate de stil. Asta poate, îmi puteți confirma dumneavoastră acum în ce măsură, într-adevăr, aici se constată o unitate stilistică, chiar dacă vor fi fost mai mulți participanți la pictură. Există o unitate, se observă și mici diferențe, dar diferențele astea se observă chiar și acolo unde maestru exista și era printre ucenici, pe schelă. Ajunseseră și ei la o maestrie încât îi lăsa să picteze. Bineînțeles, dar erau cu maestrie, maestru știa unde să-i folosească și cum să-i... Să văd și aici, în cazul meu, sunt niște sfinți anahoreți în zona Pronaosului, care sunt puțin deosebiți de alții, sau aici sfinții mucenici din zona Naosului, au niște chipuri, în fine, care nu sunt toate parcă tratate în aceeași manieră de abordare, deși identitatea stilică este stilistică, pregnantă. Da, e pregnantă. Nu e, da. Nu sunt, da. Așa că aici, la o comisie de specialiști aici pe schelă, s-a purtat o discuție de genul ăsta. Era doamna Doina Mândru cu doamna Elena Murariu și domnul restaurator Ion Chiriac, referitor la faptul că, știindu-se că Ion Chiriac a restaurat Filipește de Pădure și a stat deci mult timp cu ochii pe pictura Pârvu Mutu, concluzia a fost tot așa, exact cum a spus dumneavoastră. Se observă că îi seamănă cu... Deci e foarte posibil, știindu-se că el n-a mai pictat, fiind retras la mănăstire, așa, să fi pictat ucenicii lui. Să fi pictat ucenicii lui, da. Ce este interesant e că nu am găsit nicio inscripție, o notare a unui nume. De ce? Pentru că undeva la Vădeni, la Târgu Jiu, au lucrat acolo și niște ucenici pe care i-au avut Pârvu Mutu. Pe Stan, Andrei, nu știu Nicolae, dar Andrei. În afară de cei care au fost acolo trecuți la proscomidie, într-un mod așa înconjurat de niște decorații florale, așa, unde sunt trecuți principalii ucenici al lui Constantinos. Dar ăștia care au lucrat și la Pârvu Mutu, au fost și ei și-au notat numele, dar pe draperie, pe o sabie, pe o mâner de... Da, mai discret. Dar undeva și-au notat. Noi am fost interesați în timpul restaurării, poate reușim să descoperim așa ceva. N-am avut șansa asta, n-am. Nu știu o cauza care, poate a fost în zonele inferioare undeva unde au dispărut, că în anumite părți, în zona inferioară, au dispărut draperia, dar foarte puțin. În rest din pictură, cum ați remarcat și dumneavoastră, este un ansamblu care păstrează aproape în integralitate pictura originală. O descoperire de mare valoare. Da. De obicei, așa ceva se întâmplă mai rar, pentru că te obligă cantitatea de lacune foarte mare a picturii să o repictezi. Aici nu a fost cazul. Aici, eu zic, a fost o aliniere la moda timpului, la... Cu neoclasicul acesta. Cu neoclasicul care hai să o facem și noi. De ce? Pentru că, o mică paranteză, pictura lui Pârvu Mutu, de aici, sau a școlii lui, a ucenicilor, a fost restaurată în perioada 1870, 67-70. Și atunci nu a fost o consolidare serioasă a construcției. Și arcul din spatele meu de aici, de pe Antenaos, cum ar veni, de pe zona dinspre Pronaos, fiind brăzdat, că eu știu cum era,
de vreo trei fisuri, una în ax și două, câte una lateral, stânga, dreapta, nord-sud, i-au pus pe gând și atunci pe cei care au construit, încă nu, după aia au fictat Tătărescu. Deci au avut ideea atunci să o restaureze. Au restaurat pictura lui Pârvu Mutu, sau a ucenicilor care au făcut pictura, și fiind foarte brăzdate de fisurile alea mari, nu le-au consolidat, nu s-au gândit să le trateze, să le consolideze. Și au făcut un fel de... au pus trei romanate din lemn și practic au astupat ca să nu se vadă cât de urât e, știți? Și au podit cu lemn, au făcut un tavan din lemn pe care l-au pictat în frescă. Cineva care a fost destul de abil așa, pentru că era foarte apropiat de stilul a picturii originale. Ca după puțin timp, 18 ani, în 1888, să-l cheme pe Tătărescu și să... În momentul de față, zona aceasta a arcului dintre Naos dintre și Pronaos, da, este suplimentar consolidată, în afară de, mă rog, sistemele de, cu fier beton și cu tot ceea ce știm că s-a făcut mai recent. Da. Așa sunt niște tiranți acolo. Tiranții s-au păstrat din, da, tot și aici, din rațiuni. Și, în zona și astea, da, da, sunt de atunci. Ei sunt de la consolidări vechi din astea. Dar pentru că se pare că au avut rolul lor. S-au păstrat, din așa au fost rațiunea, cred că, a inginerilor de rezistență, pentru că e un plus de ancorare a zidurilor, cu toate că există centuri, dar nu strică, văzând cât de greu a fost în perioada aceea, că iar e tot o altă paranteză. Lucrările aici le-am început pe vremea când, înaintea părintelui care există acum, Alin, părintele Alin, Alin, da, exista părintele, Dumnezeu să-l odihnească, Dinu Mihalcea. Și atunci s-a început lucrarea. Și chiar am discutat cu dumnealui despre arcul triumfal de aici, pe care l-a amintit părintele Alin, și care era tot așa fracturat în trei locuri. Și atunci m-am gândit că dacă a fost un semn de întrebare, l-am întrebat pe părintele dacă e făcută consolidarea, dacă e terminată consolidarea. Părintele nu știa, pentru că fiind bolnav n-a putut urca, nu știa exact. Dar insistând am reușit să îi chemăm pe foștii și am reluat firul ăsta și a fost foarte bine, pentru că acum e consolidată și putem sta, da. Iar tot ceva ce dumneavoastră vroiați să aflați, comisia aceea de specialitate care a fost aici a hotărât atunci să păstrăm în zonele cum e aici în Naos, în stânga-dreapta ferestrelor, fragmente din care existau înainte pictura lui Tătărescu. Da. Pentru că aici existau două ferestre, nu era fereastră în ax, și s-a dorit această fereastră în ax pe care o vedem noi astăzi, mai mare, mai spațioasă, mai luminoasă, că astea erau și unele din ideile de atunci, să luminăm mult interiorul cu lumină naturală. Așa, și de asta s-au mărit ferestrele. Și atunci, pentru că în zona lor e o lacună, e un zid și nu e pictură originală, s-a luat hotărârea să se păstreze din... Deci a fost și ca un martor al picturii. Martor există și e rămasă pictura Turlei, care e integral a lui Tătărescu. Și epoca de spre sfârșitul vieții a lui Tătărescu e foarte interesantă, că e, în Turle vorbesc, e o altă lumină, e mai deschise culorile și mai o armonie specială, așa puțin sideral așa. Dacă considerați că sunt
potrivite acum câteva precizări legate de programul iconografic, care vedem că este destul de bine structurat, așa la o primă vedere. Este programul clasic. Da, e un program clasic pentru secolul brâncovenească, da. Cu Maica Domnului în altar, străjuită de Sfinții Arhangheli, și cu cel vechi de zile, împreună cu porumbelul, ca o trimitere spre Sfânta Treime, cum se îndeopște atunci, se agrea programul ăsta iconografic în altar. În jos, venind cu împărtășirea Sfinților Apostoli și registrul inferior, ierarhii, cu Sfinții Mari Ierarhii. Da, iar aici, în Naos, în spre nord, pogorârea la iad și în calote, în semicalote. În semicalote, da. Și spre sud, Parusia, a doua venire. A doua venire. Care e reprezentată și la Crețulescu, tot felul ăsta. Exact aceeași. Da, aici sunt sfinți mucenici. Și, sunt registre din viața Mântuitorului. Tot caracteristice Apostolului. Minunile. Minunile sunt aici în spate pe arc, multe scene din patimi. În pronaos, iară, sunt interesant, sunt reprezentați și sfinții anahoreți, ceea ce este semnificativ pentru o biserică totuși de oraș, să zicem așa, o biserică negustorească. Da, și nu de mănăstire, de obicei acolo. Acolo, da, ne aduc aminte de anahoreții de la Cozia, celebri, de secol XIV. Da. Dar sunt și alți sfinți cuvioși, sunt scene din Acatist. Da, e Acatistul Maicii Domnului, Maica Domnului orantă sus. Și chiar în timpanul acesta vestic al pronaosului, o scenă amplă din Acatist, într-adevăr. Maica Domnului Orantă și cete de îngeri, foarte, foarte frumoasă este. Da, cu cei patru melozi pandani. Iar ca să menționăm și în ce privește pridvorul, acolo avem și judecata de apoi în primul. Pridvor, da, judecata de apoi și psalmul 148 în cupolă, cu simbolurile evangheliștilor, tot un program, o trimitere spre cel vechi de zile, ca idee, ca... Și în jos, pe pandantiv, ilustrarea psalmului 150. De fapt, Pârvumutu este unul dintre primii care a introdus elemente, la început, el foarte puține, laice, în spațiu iconografic bizantin. Oricum, a fost o lucrare, cum spun, de mare valoare pentru zesta noastră de artă veche românească, pentru care vă felicităm. Ați folosit până la detaliu, ca să zic așa, oportunitățile oferite de cazul în speță. Și în felul acesta am redobândit o comoară, practic, o pictură post-brâncovenească. Într-adevăr, epoca, deceniul 3, aparține încă epocii brâncovenești, așa, care este aici, în mijlocul Bucureștilor, singura mărturie de ansamblu integral aparținând școlii lui Pârvumutu. În celălalt, la Sfântul Gheorghe nu s-a păstrat, la Biserica Colțea avem numai pridvorul, și ca atare în București până acum este lăcașul care îl aduce în atenție prin ucenicii săi, sau mă rog, așa, cu observațiile pe care le-a făcut înainte, îl aduce în atenție și în prezența cotidiană pe acest mare artist cu școala lui de pictură brâncovenească. Vă mulțumesc foarte mult, maestre, și vă dorim multă sănătate, succes în continuare la lucrările pe care le întreprindeți. Da, mulțumesc. Și prezențe alături de noi, dacă veți binevoi, la alte emisiuni în care vom aborda problemele unor lucrări pe care le-ați întreprins în îndelungata carieră. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumim foarte mult. Doamne ajută. Pentru partea finală a ediției noastre de astăzi, stimați telespectatori, ne-am deplasat spre această
icoană de mari dimensiuni a patronului bisericii, Sfântul Ierarh Nicolae, care nu numai că este o prezență firească și marcantă aici în interiorul lăcașului, dar este și într-o consonanță directă cu o realizare deosebită despre care nu v-am vorbit până acum din această biserică. E vorba de tâmpla care este realizată de același artist ca și cel care a pictat această icoană. Iar ferecăturile probabil că sunt apropiate ca timp, dacă nu chiar întru totul consonante. Așadar, reîntâlnindu-ne cu Părintele Alin, vă rugăm, Părinte Paroh, să ne spuneți în legătură cu aceste împliniri ale lăcașului din perioada mai nouă, din secolul XIX, ce putem prezenta telespectatorilor noștri. Și apoi, sigur, vom veni până la câteva lucruri care țin de momentul actual. Sigur, catapeteasma și această icoană sunt realizate în timpul restaurărilor mai ample care au avut loc în anii 1830-1838, avându-l ca și ctitor pe Marele Agă Manuil Serghiadi. Din vremea aceea, deci, se păstrează această catapeteasmă, fiind lucrată de un pictor de la Muntele Athos, poate fi chiar acel Papa Todor, fiul preotului Todor din Frunzărești. Nu s-a păstrat o inscripție care să ne spună cert cine a lucrat această catapeteasmă, cine a pictat-o, însă acestea ar fi presupunerile cercetătorilor. Sigur, și decorațiunile sunt deosebite, pe lângă pictura în sine și decorațiunile. Această icoană chiar a fost restaurată de Părintele din Mihalcea, Dumnezeu să-l odihnească, care a fost preot paroh înaintea mea aici. Și catapeteasma ar necesita o restaurare. Ne-am dorit acest lucru, însă nu înainte de a termina restaurarea bisericii în întregimea ei. Ați observat, poate venind la noi la biserică, asta, da. Că încă lucrările continuă. Practic, consolidarea propriu-zisă a bisericii s-a finalizat. Suntem la ultima fază a lucrărilor, la acoperiș, la învelitoarea din tablă. Am început și am acoperit cu tablă turla mare și trebuie să continuăm până... Ne ajută Dumnezeu într-o lună de zile să terminăm și cu restul acoperișului și apoi avem nădejde la Dumnezeu să ne ajute să restaurăm și această frumoasă catapeteasmă, pentru că ea trebuie pusă în valoare, la adevărata ei valoare. Trebuie să spunem că aici, în zona aceasta, suntem într-o zonă protejată, o zonă cu mai multe monumente istorice. Biserica noastră, bineînțeles, este inclusă în lista monumentelor istorice încă din anii 1953, fiind monument istoric de clasa A, dar de jur împrejur mai sunt și alte clădiri, case, vile de monumente istorice, care au fost chiar restaurate, așa cum este chiar la intrarea în strada Teodor Ștefănescu, vechiul internat al liceului Crețulescu, unde erau cazați elevii, acum sigur are o altă destinație, dar a fost frumos pus în valoare, sau chiar la intersecția cu Calea Moșilor a Bulevardului Hristobotev, tot aici în parohia noastră, unde începe strada Negustorilor, propriu zis. E un paradox că biserica se numește Sfântul Nicolae Negustor, este biserica Negustorilor, dar nu se află pe strada Negustori, ci pe o stradă paralelă. Și acolo mai avem o clădire foarte frumoasă de sfârșit de secolul XIX, foarte, foarte bine restaurată. O altă personalitate care este legată de biserica noastră este și Părintele Dumitru Stăniloae, care a locuit aici, în apropierea bisericii, pe strada Cernica, se numea atunci, astăzi îi poartă numele, strada Părintele Stăniloae, și care aproape în fiecare duminică venea aici la biserica noastră și slujea
alături de părintele Dinu Mihalcea, Dumnezeu să-l odihnească, fostul paroh al bisericii. De altfel, părintele Mihalcea ne povestea că i-a fost și duhovnic părintelui Stăniloae în ultima parte a vieții, bineînțeles. Părintele a slujit aici între anii 1980 și anii 1993, când a trecut la cele veșnice. Și multă lume venea și se bucura de prezența părintelui, de binecuvântarea sa, de cuvântul său. Slujea și la sfârșitul Sfintei Liturghii uneori rostea un cuvânt de învățătură. Deci este o invitație, stimați telespectatori, una în plus, pentru ca în drumurile noastre să faceți câteodată și această abatere de la traseele mai importante din zonă și de la Bulevardul Carol I, de la strada Hristobotev, de la calea Moșilor, partea veche a Căi Moșilor care trece pe aici prin apropiere sau din calea Călărașilor în partea cealaltă, pentru a vă rătăci puțin pe străduțele acestea unde veți avea, dacă nu ați avut deja până acum, adevărate revelații, între care una dintre cele mai importante este Biserica Sfântul Nicolae Negustori. Vă mulțumim așadar foarte mult pentru atenția acordată și vă așteptăm cu drag și la alte ediții ale ciclului Comori ale Ortodoxiei. Să ne revedem cu bine!